Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, un episod în care încerc să pușez spre Challenger 2. Cam asta o să fie gen scopul episodelor în momentul de față, pentru că nu prea mai ce să faci în joc. O să pușez până unde o fi să pușez, adică na, nu prea rău să încerci să strâng chesturi, pentru că sunt niște chesturi pârlite, să stai, nu știu, câteva luni să faci un chest opening nu merită. Deci încercăm să ajungem în Challenger 2 sau să mergem, nu știu, să batem recordul de aici și de unde e naibai. 4445. Dacă reușești să-l bat ăsta e ok. Dacă nu, aia e. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să scrieți un buton de like. 2500 like-uri, suntem super mega forță. Și hai să vedem ce reușim în episodul acesta. Ăsta e shop-ul, penalozaur, nimic interesant. Am pierdut toate cele 3 bătălii aici și la war. Bineînțeles, cum ziceam, dacă nu particip la war, bam. Locul 1. Dacă particip la war, locul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 de mii, cam acolo. Deci, na, poate n-ar trebui să stau pe tușă. Cine știe. Ia să vedem dacă facem măcar crown chest. Tot level 12, tot level 12, nu știu, am impresia că jocul ăsta nu mai are alte chestii, numai level 12. Și bine, voi probabil vă întrebați acum, băi, dar stai că e primul match, ai răbdare, stați liniștiți că filmez de vreo 2 ore. Ca să fac un episod decent, am zis, bă. Până acum am pierdut absolut în continuu și la ori și la alea, v-am zis. Și nu, am zis, bă, hai să tot încerc și să văd dacă iese un episod cât de cât ok. Am prins și Lava Hunt și tot felul de chestii astea dubioase. Acum trebuie să vină niște ciorogârle surpa aici sau ceva chestii zburătoare. Ok, bețiva nu rata, nu mă așteptam la asta. Nu prea au meritat pentru atâta damage să dau un graveyard. Ok, port. S-ar putea să fie ok. Măcar pe partea asta. Nu știu dacă merita să-l pun pe ăsta aici. Luam vreo două bucăți, dar nu știu cât dă damage aia. Ok, cred că are și giant. Gen, am mai văzut un deck asemănător cu ăsta. Și avea și giant în el. Brain fart, de fapt. Bun. Hai să mai băgăm o fistă să vedem. Bagă iar bețiva nu ratat aici și mai probabil că... ok, l-a băgat în spate de data asta. Bă, nu a fost o idee bună pentru că baulul o să dea extrem de mult damage acolo. Mai dă una, hai. Bravo, bolică. Băiatul trompeță că, uei. O să bage porcul acum. Nu era deloc evident. Cum naiba n-au murit ăștia, frate? Ești nebun? Mă așteptam să supraviețuiască fătărul cu înghețată, nu tocmai ăștia. Dar ok. Mai punem și niște damage acolo, nice. Ok, dacă vrei să începem din spate, începem din spate. Nu înțeleg încă... No, unde sunt cărțile mari, că trebuie să aibă ceva pe lângă astea. Adică pentru moment mi se... Oh, shit. Nici asta nu știu dacă a fost o idee tare bună. Acolo nici mai rost să dau practic cărți. Pe fotere lăsăm să zic cât poate să bage. Dăm un poison corect ca băieții. Bagă porc, nu bagă porc, ok. Bă, ăsta sincer a fost cam la nivelul de prost. Nu bâtă, mai mult de bâtă, ce este oare mai mult de bâtă? Din ce faci bâta? Practic din ceva lemn, ceva, nu știu. Găsiți voi ceva, asta a fost oricum la un nivel forță rău pe prostie. Bun. Ia, dai și mie o legendară corectă. Da, mi-ai dat, de mai spart pe cărți. Nu folosesc, nu. Bă, nu. Chestii utile în crown chest. Level 11, iar să bugui joc, ești nemul. Batem cu shawarma, kebab. Mamă, ce-aș băga o shawarma, jine. Hai, măcar la un 4200, dacă aș ajunge în episodul ăsta, aș fi mulțumit. Oarecum. Ok, ăsta, dacă nu mă înșală pe mine memoria și de obicei mă înșală,
E mare golem, frate. Dar știți cum e de la mare și gras și urât. Și șobolan. Din câte văd și ăsta pare să fie așa un pic mai... Na. Partea aia cu prostălăi. Era frumos dacă întâia prostălăi din așa... Acum 2 ore când am început să filmez episodul. Că eu filmez gen de 2 ore. Dar în cazul în care vă întrebați, am terminat live-ul și... I-am dat. Și practic acum e ora 7:30 și am terminat live-ul la 5:30. Aproximativ. Acum al trebuie să-l bage pe golem. Asta e golem dex 100%, deci n-are cum să fie altceva. Sau bine, dacă nu e golem, e lava hound, dar o cartină asta imensă trebuie să fie acolo. Nu prea înțeleg totuși cum o joacă, adică e ciudat. Per total, ce face. Mai e un minut 25, deci nu pot să mă bazez pe faptul că hau, am luat un tower și o dau. În ideea dacă e golem, mă poate bate și dacă e, nu știu, la 500 pe King Tower. V-am zis, n-aveți cum, frate, deci știu deck-urile cu golem să nebunesc, nu știu, mai bine ca orice în jocul ăsta. Gen, nu cred că a existat un deck cu golem să nu-l fi văzut până acum. Tot ce trebuie să fac e să scot rahatul din spatele lui ăsta. O să scot pe ăsta până vine rahatul, gen. Și ar fi una din chestii. Tragem pe toată lumea la un loc. Uite, aici mi se pare super util fătărău cu înghețată. În combinație... Ce-o gândit ăsta, frate? Băi, eu îmi fac un deck cu golem și mai ce? Stai să mă gândesc. Cu Elite Conquer. Am auzit că merge. Bun. Mie, pentru mine acum nu mai contează să iau și taurul ăsta, contează, contează să pun presiune pe el încât să nu poată băga golemul. Mie, și dacă îl bagă, acum poate să și-l bage direct în partea dorsală, care îi se mai numește și cur. Cur cu 2 buci, perfect. 2 win-uri. 2. Aproape că mă speriu de ce se întâmplă. Hai. Încă unul să câștig și 4200 și briciag. Alucard level 12. Ok. Aldeia da Folha. Hai, varul, știu că poți să joci la un lava hunt. Așteptăm. Hai, Gigele. Hai, că încep eu. No, e mai bine acum? Nu-mi zic că-mi dai și un A. Mă bucuram. Deja am ceva gen, mamă, frate, îmi dă jocul și AFK, ești bun, vrea să ajung departe în liga lui Mitică. Nu știu ce am un sentiment foarte nașpa despre deck-ul ăsta. Așa, dacă ar fi să pariez, știi ce a zice că-i? Dai, te rog să nu dea cu bătana asta, bun. Golem cu double print. Sau giant cu double print. Să vedem. Ghicim din nou. Ok, fătărău ăsta, nu știu dacă era în decur cu... e clar, bun, am înțeles. Aia. Dar e posibil să nu fie cu double, nu, să nu fie cu din ăla cu giant, e posibil să fie numai double print cu tăfelul. Merita, oare nu știu exact ce cărți mai are, că nu țin minte deck-urile în gen cu double print. Ce ai făcut Bobiță? L-ați văzut pe Bobiță. Ok, activa King Tower, ești nemă. Am avut un match acum câteva ore în care n-am reușit să activez King Tower-ul cu porc, gen. Dar el a reușit să activeze cu ce? Un scheleton. Okay. Îl las să pompezi pentru că nu am ce să... Ce am zis? Double prints cu golem?
Double Prince cu gole. Să moară Fanina. Nu mai ziceți ceva prietenașilor. Nu, știu eu ce decuri urmează și cum o să fie. Nu. Știu sau nu știu? Și normal, omul pe pompă, ce să-i mai faci acum? Nu mai e ce să-i faci. El joacă la Golem cu Double Prince, frate meu. Golem cu Double Prince la level 12. Ce poți să mai faci în situații de genul? Nu mai e ce să faci, frate. Pur și simplu zici, bă, frate, joacă-te tu cu Clash Royale, că eu mă duc să mă joc X0 sau spânzurătoarea. N-ai cum, frate. N-ai cum, pur și simplu, n-ai cum. Uite, ești 450.000 costă de eco. Double Prince cu Golem. Are 5 epice în deck, ești nebun? Da. Mersi, fain de vizionare, să aveți o zi super faină, salutare. Fain.